Bună seara, doamnelor, domnișoare și domnilor, și bine v-am regăsit din nou împreună într-o seară de marți, de octombrie, 8 octombrie și 2024. Încet, încet ne apropiem de startul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale și pentru cele parlamentare. Și așa cum seara ați văzut, la Nord-Vest TV a avut loc lansarea candidaților sâmbătă la PSD Satu Mare, atât pentru Senat cât și pentru Camera Deputaților. În emisiunea de aseară, pe lângă prezentare și pe lângă cele declarate de președintele PSD Satu Mare, Mircea Govor, ați putut vedea și câteva interviuri cu cei doi care deschid listele la Senat și la Camera Deputaților. E vorba de Mircea Govor la Camera Deputaților și primarul de Negrești Oaș, Aurelia Fedorca, la Senat. Astăzi mergem la poziția a doua la Camera Deputaților și ne reîntâlnim cu Adrian Micle, prietenul nostru Adrian Micle, în sfârșit acum oficial și candidat. Când am avut prima întâlnire, prima emisiune la Actualitatea Sătmăreană, Adi, erai doar potențial candidat, nici nu prea am vorbit atunci despre șansele tale de a fi pe listă. Știam că vei fi pe listă, dar era de văzut dacă la Senat sau la Camera Deputaților. Bine ai revenit, lucrurile sunt clare, la muncă de acum încolo, nu? Bătălia da, începe. Da. Bună seara, Florin. Bună seara, dragi telespectatori. Ca de fiecare dată revin cu mare drag în platoul vostru în emisiune. Și cred că te-ai simțit bine și data trecută. Da. Chiar am avut o discuție constructivă, zic eu, și interesantă. Da, și trebuie să o continuăm, ca să zic așa. Da. Da. Cum a fost? Ați avut emoții, v-am văzut pe toți, și cei mai tineri, și cei mai experimentați. A fost, zic, cu emoții sâmbătă. Da, pentru mine a fost cu emoții, pentru că este prima dată când candidez la o funcție care implică și campanie în nume personal. Experiența mea administrativă este în cele două mandate care le-am avut ca și consilier local în Consiliul Municipal Satu Mare. Și acolo este mai mult pe liste, campania este mai mult în jurul primarului, dar acum trebuie să facem campanie în nume propriu, ceea ce, deși am 16 ani în Partidul Social Democrat, am participat la multe campanii electorale și chiar am fost coordonatorul la, în ultimii 7-8 ani aproape la toate campaniile electorale, nu am fost eu cel care este în față și de aceea vine implicit cu niște emoții, dar cred că încet, încet o să intru pe un făgaș normal. Ai simțit asta cu emoțiile, cu poză individuală? Categoric. De câte ori ai camere pe tine și este o anumită presiune, dar cred că este doar o chestie de obișnuință. Și... Da, cum ai simțit pe colegi? Da, și colegi, mulți dintre colegii mei sunt noi. Am dorit să aducem... Să facem o echipă completă, o echipă de profesioniști care au experiență atât în administrație publică și experiență politică vastă, cum sunt cei doi, domnul președinte Mircea Govor și doamna primar Aurelia Fedorca, care deschid lista, care au o experiență vastă în administrație publică. Domnul Mircea Govor cred că este pe departe cel mai experimentat om politic din județul Satu Mare și doamna primar Aurelia Fedorca pe partea de administrație locală, pe partea de primar are suficiente experiențe. 3 mandate, nici nu mai știu câte. Apoi acum cred că este la al 3-lea mandat. Sau al 4-lea, care are 12 ani de primărie. Asta da, da al 4-lea, dar are 3 mandate încheiate. Da. Și în completare am dorit să fie oameni din mai multe zone profesionale, așa, din învățământ, din sănătate, din antreprenoriat și am dorit să avem o echipă care au demonstrat ceva, chiar dacă vorbim de administrație publică sau mediu privat și cred că am reușit să facem o echipă foarte frumoasă și care eu cred că o să fie de succes. Da, îl întrebam pe președintele Mircea Govor dacă e echipă de Liga Campionilor. Da, este. O simți? Eu așa o simt că este o echipă echilibrată, o echipă bună. Avem și experiență, cum spuneam, avem și oameni cu experiență, avem și oameni noi cu ambiție, cu determinare. Toți sunt profesioniști și cred că o să ne completăm bine unul pe celălalt. Desigur, nu toate locurile sunt considerate eligibile, dar noi vrem să lucrăm asta ca e, și... Că dacă am fi în Dâmbovița, n-ai avea emoții locul 2, ai zice... În Satu Mare ești. Satu Mare locul 2... Locul 2 trebuie să muncești. Locul 2 este considerat eligibil, la fel ca și Senatul. În trecut și în 2016 și în 2012 au fost câștigate de către PSD. În 2020 așa a fost conjunctura politică și a fost decât un deputat. Dar eu cred că contextul politic ne este favorabil, în special
politicii care se duce la nivel național și datorită domnului președinte Marcel Ciolacu, care este pe departe cel mai bun candidat la prezidențiale și cred că acest lucru ne va ajuta și la alegerile județene. Da, cum e? Ai spus că ai fost coordonator de campanie, ești și acum în spate, da. Omul și din spate și din față. Îți place munca asta? Ce presupune? Ca da, să se înțeleagă lumea că... Eu tot timpul m-am considerat un om mai de strategie, de analiză, de statistică, de organizare. Dar cred că am început să dezvolt un apetit și pentru camere, pentru ieșit în spațiul public. Dar tot timpul îmi place organizarea. Asta sunt specializat, asta am făcut și la mine în firmă, în privat. Îmi place să eficientizez lucrurile și să găsesc soluții pentru a funcționa mai bine. Partidul Social Democrat este pe departe cel mai mare partid din satul mare și din România. Și asta implică organizarea multor membri și avem undeva la multe mii de membri numai în județul satul mare. Și organizarea campaniei electorale, mai ales că este pe o durată scurtă, de 30 de zile, implică efortul destul de mare. Și aici tot timpul mi-a plăcut să mă implic. Vă fac asta de mulți ani, ca și organizare. Și la această campanie electorală, eu sunt coordonatorul de campanie și candidat în același timp. Da, ești și președintele de la municipiu. Da. Deci lucrurile sunt... Recent am fost numit și ales de colegii mei președintele organizației municipale. Și asta implică un efort în plus, dar oricum organizația municipală este cea de bază pentru mine, aici sunt cel mai cunoscător. Am funcții la un nivel organizației județene, am cred că de 10, acum 10 ani am fost prima dată vicepreședinte la nivel județean, dar în municipiu sunt chiar de la începutul carierei, a fost prima organizație în care am activat. Te vei axa în campanie doar pe municipiu sau trebuie să mergeți și nu, voi în județ? În calitate de coordonator de campanie județeană o să mă implic pe tot județul Satu Mare, dar cu accent pe municipiul Satu Mare, pentru că eu sunt din municipiu și ca și candidat candidez ca și reprezentant a tuturor cetățenilor județului Satu Mare. Și cred că toți 11 candidații, toți o să fim, deci nu o să facem nu o să facem aranjarea campaniei pe zone geografice, toți vrem să fim reprezentanții județului Satu Mare. Mi se pare și normal. Am fost astăzi și joi vom da emisiunea, am fost astăzi la o lansare de carte și o lansare de carte care a avut parte de invitați deosebiți. Rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, sătmăreanul nostru Daniel David, a fost acolo ca un fel de gazdă a lansării de carte Religii și Biserici la Chilia, județul Satu Mare, a lui Ioan Andreica. Și a fost promovată zona Codrului. Mi-a plăcut foarte mult și ce a spus primarul vostru, Simion Ardelean. Și cred că așa e o sămânță din asta de patriotism local până la urmă urmei. Și cred că lucrul ăsta trebuie să-l etalați și voi și să profitați de chestiunea asta, pe unde o să umblați în județ. Da, sunt complet de acord. Trebuie să punem accent pe aceste zone frumoase ale județului Satu Mare. Fiecare au cultura lor, particularitățile, dar în schimb cred că noi trebuie să ne identificăm împreună ca și un județ, să fim împreună, să nu existe diferențe între municipiul Satu Mare, între zona Oașului, zona Codrului. Unde te situezi? Zona Someșului sau cum e la Medieș? Zona Someș sunt născut, dar crescut în municipiul Satu Mare. Satu Mare, da. Da, asta spun. Sunt atât de multe lucruri de făcut pentru județul ăsta. Sigur, nu că nu s-ar fi dezvoltat în ultimii ani, dar sunt încă atât de multe pe care ni le-am dori, să zicem așa, în județ. Și cred că de la voi o să aștepte lumea, de la parlamentari oarecum, să vadă că de la București cineva face acea punte între București și, da, și Satul Mare. Monomal atribuțiile unui parlamentar este pe legislativ, dar... Mai împarci niște bani, hai să fim serioși. Dar totodată, inclusiv bugetul este făcut sub formă de lege și rolul unui parlamentar, în special parlamentarii partidului care guvernează, au și atribuții de a ajuta primarii și a susține proiectele lor la nivel central, pentru că trebuie să fim realiști, proiectele mari, în special de infrastructură, dar nu numai, se pot face cu ajutorul bugetului central. Bugetul municipiului și județului Satu Mare de multe ori nu permite
proiecte de mare anvergură. Și atunci aici intervin parlamentarii care trebuie să susțină la momentul formării bugetului, la diferite ministere, proiectele primarilor din municipiul Satu Mare sau a Consiliului Județean Satu Mare. Da, așa este. O să ne întoarcem la activitatea parlamentară și să sperăm că voi reuși acolo să ajungem în Parlament alături de Mircea Govor, că dacă ajunge numărul 1... Dacă mergem împreună. Da. Dacă ajungi tu, e clar că locul 1. Cred că e singurul care e undeva la 99,9% din... Da, pe acum, statistic vorbind, este foarte probabil locul 1, dar desigur trebuie să ne voteze cetățenii județului Satu Mare ca să fie eligibil oricare dintre locuri. Da, așa e. Hai să prezentăm listele. A fost prezentată și aseară, dar aș vrea să revenim puțin cu colegii tăi, pentru că una e să citesc eu o listă acolo și alta e să da, o să fac o scurtă prezentare la colegii mei. O să încep cu Camera Deputaților. Pentru că aici sunt și eu. L-avem pe domnul președinte Mircea Govor, care este președintele Partidului Social Democrat, dar, cum spuneam și adineori, cred că este cel mai experimentat om politic din județul Satu Mare și la ce vorbeam adineori, la sprijin pentru primari, pentru Consiliul Județean la București, cred că domnul Mircea Govor o să fie cel mai potrivit om, pentru că și în trecut el a demonstrat că poate să aducă pentru Satul Mare proiecte importante și poate să le susțină și cu succes. Pentru că mulți fac chestia asta la nivel declarativ, dânsul are și rezultate concrete în spate în această direcție. După aia, pe locul 2 sunt eu. Că de tine vorbim separat imediat. Da. Pe mine mă las departe. Așa. Pe locul 3 o aveam pe doamna Ardeleană Maria, care este inspector școlar și este profesor. Cred că este o tânără cu de mare perspectivă și își dorește să activeze cât mai mult, să fie și în viața politică, dar, cum ziceam, învățământul este un domeniu important și trebuie să fie reprezentat atât la Camera Deputaților cât la Senat. După aceea îl avem pe domnul Butean Ionuț, care este un prieten bun de-al meu. Este medic ATI, medic primar la Spitalul Județean Satu Mare. Și el își dorește, pe lângă, prin meseria lui, el oricum salvează vieți și face chestii importante pentru societatea noastră, dar am văzut că își dorește și să își aducă contribuția într-un mod mai complex la comunitatea noastră și el a făcut pasul către Partidul Social Democrat și eu cred că este un om de mare perspectivă în politica sătmăreană. De asemenea, și sănătatea este un domeniu foarte important, dacă nu cel mai valoros în jurul vostru la PSD. Mă n-aș vrea să greșesc, a fost doctorul Fania, consilier local. Doctorul Fania, doctorul Coica, Paula Mare, doctorul Coica, da. Voi, sănătatea, plus acum Dăscălescu de la... Da, pentru Partidul Social Democrat tot timpul sănătatea a fost un domeniu important. Și noi, ca să fim reprezentativi, trebuie să avem în rândul nostru oameni care sunt specialiști pe această meserie. Noi ținem să avem toate ședințele, toate birourile constituite în așa fel încât să avem specialiști în toate domeniile, pentru că de multe ori participăm la guvernare și în momentul ăsta suntem atât la guvernare județeană cât și la guvernare locală, județeană și națională și trebuie să avem specialiști care să aibă o părere sănătoasă la proiectele care vrem să le dezvoltăm, chiar dacă noi suntem în prim plan sau participăm la aceste guvernări. După îl avem pe Fer Daniel, care este un antreprenor, are o firmă în domeniul auto și pe lângă asta este și un reprezentant al Bisericii Pentecostale, care în trecut era Gabriel Leș, acum este Dani Feher, care reprezintă această comunitate, care, la fel ca și comunitatea noastră ortodoxă, este important în județul Satu Mare. După avem pe doamna Cigan Boldan Livia, care este președinta PSD Tășnad, este de profesie medic stomatolog și reprezintă zona Tășnad, fiind în organizația și în organizația de la Tășnad împreună cu Adrian Farcău. Și eu cred că și ei trebuie să fie reprezentați. După, pe locul 7, îl avem pe domnul Batin Vasile, care este inginer, antreprenor, are o firmă de construcție și este un tânăr
tot așa un tânăr de mare perspectivă, la prezentarea candidaților, împreună cu domnul Mișa Govor, el a avut cel mai mare emoții. Dar îi spuneam după emisiune că e o chestie... Să știi că și dincolo Roxana Petca a avut emoții, dar ea și le-a măcar a avut pregătit. A avut pregătit textul și da, nu s-a văzut atât de tare, dar spun eu că a avut emoții până la cer și înapoi. Da, într-un fel este și normal. Acum, eu am puțin mai multă experiență când eram consilier local, mai mergeam în emisiuni, mai cât de cât am obișnuință. Mi-am ieșit din mână, pentru că și asta e o chestie de exercițiu. Da, dar e ca mersul pe bicicletă. Da, da. La un moment dat îți revin instinctele și discursul. Bun, așa sunt candidații la Camera Deputaților. Acum, la Senat, lista o deschide doamna primar Aurelia Fedorca, care, cum discutam adineori, este un primar cu mare experiență. Și cum spunea și dânsa, cred că este momentul să-și folosească această experiență și să treacă la următorul nivel. Adică legislativul României, unde poate să contribuie semnificativ pe baza experienței, nu numai cum fac mulți parlamentari, că se dau cu părerea pe acolo. Când ai experiență și știi unde trebuie să punctezi, este mult mai ușor și mult mai productiv. Da, corect. Pe locul 2 îl avem pe Oneț Ioan, care este în prezent director general adjunct la AFIR și are experiență ce înseamnă zona de agricultură și dezvoltare rurală. Cred că și acest capitol este important și dânsul are experiență atât în partid cât și în administrație publică. După avem pe Roxana Petca. Spunea că a avut emoții. Eu cred că a venit destul de pregătit, avea discursul pregătit și a avut un discurs echilibrat la prezentarea candidaților. Iar cumva este pe lista noastră ca și reprezentant în domeniul culturii, deoarece este director executiv la Teatrul de Nord Satu Mare. Da, astea sunt listele. Mă uitam acum pentru că a fost o reacție a PSD-ului. Ai văzut aseară. E drept că știrea a trecut așa într-un cont de umbră rapid, pentru că toată lumea vorbește despre respingerea candidaturii de Anei Șoșoacă la prezidențiale. A ieșit Nicolae Ciucă și a spus că PNL-ul iese din coaliție, dar rămâne la guvernare, adică așa un fel de ia-l de pe mine că-l omor. Mie mi se pare comic. Și PSD-ul a ieșit cu o reacție oficială la divorțul anunțat de Nicolae Ciucă. PNL să revină la masa coaliției, să se comporte responsabil și ia un comunicat ceva mai lung, PSD face apel la PNL să manifeste maturitate politică și să trateze cu responsabilitate obligațiile pe care le are în calitate de partid aflat la guvernare, indiferent de mizele și de orgoliile politice pe care le pot avea unii politicieni. Un partid aflat la conducerea țării are obligația față de cetățeni de a asigura buna funcționare a statului și a guvernării, indiferent cât de intensă este competiția electorală, partidele din coaliția de guvernare au obligația de a menține un minim dialog pentru a putea lua decizii executive împreună, de care are nevoie România pe parcursul acestor alegeri până la formarea unei alte majorități parlamentare, până la investirea unui alt guvern. Anunțul USR privind depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului arată fundătura în care duce acest joc electoral pueril. PNL ar putea fi pus în postura de a-și sancționa proprii miniștri printr-un vot în Parlament și de a provoca un blocaj total în funcționarea României. Da, interesant. Da. Este foarte echilibrat. Este tragicomic. Da, e foarte echilibrat comunicat. Da. Și până la urmă e un apel la bun simț. Da. Adică tu ai ministri în guvern, ai și nu poți fi. Ori ești la guvernare, ori ești la coaliție. Cum? Și mie ceea ce mi se pare și deplasat, tu în momentul când ești la guvernare, tu nu poți, sau nu ar trebui să fie permis ca tu să ieși și să critici deciziile propriului guvern sau deciziile curților. Că vorbim de instanțe, sunt decizii care nu ar trebui să se discute, nu la justiția nu se face, sau deciziile astea nu ar trebui să fie neapărat la televizor dezbătute. Asta cu Curtea Constituțională, știi cum e, depinde cum îmi convine mie. Am văzut asta în politică, acum sunt jurnalist vechi, nu neapărat bun, dar vechi. Și imediat mi-a sărit în minte, așa, în memorie, apropo de Curtea Constituțională și de cum e să-ți convine sau nu,
Păi când a fost cu suspendarea a fost președinte Traian Băsescu, 7,5 milioane de români au votat pentru suspendare, da? A venit Curtea Constituțională, a făcut acolo un apendic, ne-a convenit, ne-a convenit și a aruncat 7,5 milioane de voturi, uite așa, la coș. Și am rămas cu Traian Băsescu pe cap. Da. Da. Deci, aia, și atunci actualii din care sunt în PNL, erau mulți în PDL, atunci au aplaudat și au lăudat Curtea Constituțională de mama focului. Acum, de aceea guvernanții cred că trebuie să se ocupe ca instituțiile să fie funcționale și să respecte atribuțiile înainte că la momentele astea e importante. Putem și noi doi comenta aici declarația, că o să ajungem și la subiectul respectiv și la legile prezidențiale, dacă e bine sau nu ce s-a întâmplat cu Diana Șoșoacă. Nu suntem noi, eu nu sunt în măsură să comentez o decizie a Curții Constituționale, că îmi place sau nu-mi place motivarea și asta e o altă discuție. Nu-mi place deloc stilul de politician al doamnei Șoșoacă și doamne păzește, o spun aici în direct, n-aș vota-o niciodată, pentru că nu asta e stilul de politician și de președinte pe care eu mi-l doresc așa să mă reprezinte, dar mă rog, trec într-o țară democratică și acum ai văzut ce se întâmplă și în vest. Nici eu nu cred că sunt eu în măsură să comentez acest lucru, dar subscriu întru totul declarațiilor Partidului Social Democrat și a președintelui, care, după cum ne-a obișnuit, este un om onest, un om echilibrat și neconflictual. Eu cred că de asta are nevoie de România. Suntem, cred că, în cei mai buni ani, cel puțin de când sunt eu, din punct de vedere economic, din punct de vedere ca și societate, și avem nevoie de echilibru, în primul rând. Și cred că asta aduce domnul președinte Marcel Ciolacu și asta promite. Da, și să și vede. Cred că și ăsta e sfatul pe care voi îl veți da candidaților, adică tu și ție, sau mă rog, cred că veți face o campanie oarecum pozitivă. Categoric. Direcția noastră este și o să fie și în continuare. Noi suntem un partid și suntem oameni care ne dorim să construim. Dorim să mergem pe lucruri pozitive, să venim în fața cetățenilor cu idei și cu propunerile noastre și în funcție de asta să fim votați. În ultimii ani am văzut că tot mai mult a prins fenomenul ăsta de scandal în politică și sunt partide întregi care sunt construite, nu au o anumită doctrină, sunt construite doar pe împotriva altora. Da, votul negativ. Și totdeauna am votat împotriva cuiva și nu avem pentru cel ceva. Puțin două partide în momentul ăsta care sunt construite efectiv la bază pe acest lucru și nu cred că este normal. În mod normal, fiecare partid ar trebui să vină cu ideile lor, cu realizările lor, chiar dacă nu au realizări, pot să vină cu idei bune, dar să ieși într-una și să zici de ce nu e bun celălalt. Eu cred că cetățenii ar trebui să se uite în primul rând la candidați, ce vor ei să facă, ce pot să facă sau ce au făcut. Să elimine afară ceea ce zic negativ și atunci o să vadă că mulți candidati rămân cu nimic, rămân fără esență. Da, cât să ne vei la Revoluție? 5? 4? Cât? Un an. Un an? Cum un an? Cu 88 sunt născut. Nu știu ce am impresia că ai 40 de ani. Mai ai până la 40 de ani. Mai am, 36. Ești enervant de tânăr. Enervant. Da, am început tânăr. Nu știu ce am impresia că ai 40 de ani. Bun, mai ai timp atunci. Nu te însura încă, mai ai timp. Da. Da, ca să glumesc. Deci la un an nu te deranjează așa că sau când... Încă cel mai interesant este când trebuie să dau declarație. Și acum că mi-am depus candidatura, trebuie să dau declarație dacă am fost colaborator pe securitate. Acolo am vrut să ajung. De fiecare dată mi se pare comic. La un an de zile încă nu umblam, dar trebuie să dau declarație vorbeai, că nu turnam la securitate. Poate cine știe, da. Las că am văzut eu o sentință în care s-a pierdut proces și încă nici nu era născut, era în burta. Deci da. Am mai văzut povești din astea. Dar na, mă rog. Asta vreau să zic, nu te deranjează acum 4 ani sau când tu o să fii făcut comunist, Ciuma Roșie, urmașii comuniștilor și tu să fii avut un an la Revoluție și alții mai tineri ca tine sau cum e Bianca sau sunt cei care sunt, nici nu erau născuți la Revoluție. Eu cred că acei oameni sunt rău intenționați și sunt subiectiv care fac asemenea acuze, cred că este de la sine înțeles că numai din cauza vârstei n-am cum să am afilieri de acest gen. Dar în plus, eu cred că
și ca și partid, Partidul Social-Democrat, tot timpul a venit cu măsuri foarte deschise, foarte, inclusiv măsuri de dreapta, pentru mediul economic. Aduți aminte, prim-ministru era Ponta și a fost declarat cel mai de dreapta guvern. Categoric. Revoluție, și ca și firme. În guvernările PSD, firmele cred că s-au dezvoltat și au fost cel mai bine. Ar trebui să fie om de dreapta, nu fiind patron. Sunt un antreprenor și bine, ca și doctrină, tot timpul aveam dezbaterea asta și eu cu mine. În mod normal, de stâng, sunt și de stânga și antreprenor, dar cred și că performanța trebuie stimulată, cred că meritele trebuie distribuite prin performanță, dar în același timp vreau să trăiesc într-o societate în care clasa de mijloc este foarte puternică. Și aici intervine socialismul, unde trebuie să contribuim toți la această societate pentru a fi mai dezvoltată în clasa de mijloc. Acest lucru se întâmplă prin educație, prin sistem de sănătate performant și prin contribuția celor care performează la bugetul central. Da, până la urmă trebuie să avem grijă și de ceilalți din jurul nostru. Categoric, și toți ne dorim o țară echilibrată, în care avem, pe asta vreau să pun accent, o țară în care clasa de mijloc e cât mai puternică. Pentru că degeaba suntem într-o societate în care eu fac afaceri la un nivel mare și fac performanță, dar trăim, nu știu, ca și în India, în care discrepanțele sunt enorme între... Sau Brazilia, sau cum mai sau, sau țările americane. Noi toți ne dorim să fim o țară cum sunt țările nordice, care sunt socialiste, ca și aș da exemplu și Germania, unde clasa de mijloc e foarte, foarte puternică. Și pentru asta, cred că unul la mână trebuie să contribuim cei care facem performanță, dar în același timp trebuie să investim în, și aici mă subscriu total la discursul domnului președinte Marcel Ciolacu, care un punct important din programul de guvernare și din discursul dânsului este să investim în reindustrializare și în IMM-uri. Eu cred că asta este calea pe care o să avem locuri de muncă bine plătite, numai prin investiții, prin automatizări, prin dezvoltarea economiei. Ai văzut că Senatul a aprobat ieri, cum mai comenta, să zic așa, și ca tânăr antreprenor, introducerea salariului minim european de la 1 ianuarie. Bun, Senatul nu e foarte decizional, mai trebuie la cameră, dar se ajunge undeva la 4.100 brutul și vreo 2.000, crește puțin salariul minim, da, undeva la 500 de euro. De fiecare dată când a fost și cred că guvernarea noastră a adus cele mai multe majorări ale salariului minim pe economie, cred că este un lucru bun, pentru că și ca și antreprenor, eu văd și din partea cealaltă, cum e. În mod normal, ca și piața muncii este o piață liberă, adică este coordonată de cerere și ofertă. Dar este și rolul guvernului să intervină și să ridice ștacheta. Și aici intervine salariul minim pe economie, pentru că în acest fel ne și forțează să ne dezvoltăm pe noi antreprenorii. Dacă costurile cu forța de muncă cresc, singura soluție care o văd eu este de a mări capacitatea, de a trece la un alt nivel cu firma pentru a avea un randament mai bun și aia înseamnă că o să ai locuri de muncă mai bine plătite. Băi, nu cred că aveți voi foarte mult cu salariul minim la firmă. Nu, într-adevăr, nu, dar sunt zone ale țării unde nu sunt așa dezvoltate ca și noi în Transilvania suntem mai dezvoltați. Asta era ideea. Și cred că acolo sună mai mult salariul minim pe economie. În satul mare nu știu câtă lume, cred că puțină lume are minim pe economie. Eu cred că noi avem o economie sănătoasă. Aici. Am văzut că a crescut salariul mediu în satul mare, sau mă rog, salarizarea în satul mare, nu mai suntem la... Cum spuneam, piața muncii e piața liberă, cererea ofertă. Dacă cererea o să crească pentru locuri de muncă, o să și salariile o să crească. Am văzut, toată lumea vorbește de proiect de țară, proiect de țară. Am văzut Marcel Ciolacu e printre puținii candidați la prezidențiale care a venit cu câteva idei concrete de ceea ce ar trebui să se întâmple de anul viitor, dacă PSD este la guvernare și Marcel Ciolacu e președinte. Chestiunea cu industrializarea, cu pensiile, cu sănătatea. Da, păi și în pensii deja s-au făcut pași concreți. Cred că această ultima recalculare a pensiilor a fost cea mai ambițioasă și cea mai dificilă din ultimii 20 de ani. Și eu cred că o să se mai facă pași concreți în această direcție. Am văzut ideile principale pe baza căruia o să fie planul de guvernare. O să iasă tot mai multe detalii, o să fie un program de guvernare foarte stufos. O să avem și noi la nivel județean un program de guvernare, desigur adaptat în ideile naționale. Dar pe mine mă bucură în mod special punctul pentru reindustrializare. Consider că este un punct care de mult trebuie atins și o să aducă
multe efecte și în alte domenii. Pentru că tot ce vrem să facem, dacă vrem să facem o educație mai bună, dacă vrem să facem un sistem de sănătate mai performant, orice vrem să facem implică bani. Banii se fac din în mare parte, bugetele sunt construite din cote defalcate din impozite pe salarii, cote defalcate din TVA. Astea sunt principalele sume care construiesc un buget. Și cred că odată cu reindustrializarea țării, să producem cât mai mult, să exportăm cât mai mult și să importăm cât mai puțin, asta este soluția pentru a avea venituri mai mari și asta o să ne permită să investim și mai mult în educație, în sănătate, care este un cerc pe termen lung care, practic, dacă luăm la nivel global, cel mai important lucru este educația și sănătatea. De la educație pornește tot. Dacă o să avem un sistem educațional performant, în 10, 20, 30 de ani o să avem următorii oameni de afaceri care o să facă performanță. Aceștia nu pot face performanță dacă nu sunt sănătoși. Și tot e un cerc care trebuie bine echilibrat. Dar cred că a venit momentul în care guvernul să fie un partener real pentru IMM-uri, pentru industria din România. Și cred că avem potențial, acum fiind și de domeniu și sunt cunosc cât de cât pe partea de minerale și exploatări miniere. România de multe ori este un clișeu că ce bogată e țara noastră și nu știm să o valorificăm. Da, păcat că e locuită, știi? Da. Deci asta era vorba. Dar pe asta vreau să pun accent. Păcat că e locuită. Pe asta vreau să pun accent că chiar așa este. Numai noi în Transilvania nici nu trebuie să mergem toată țara. Dacă căutăm minerale, perlit, caolin, feldspat, perlit, noi avem toate, le găsești aici pe o rază de 200 de kilometri. De multe ori aceste minerale sunt neexploatate, pentru că industria în România a avut un declin. Ești un exemplu. Uite, o afacere de nișă care doar aici se poate exploata, pentru că ai spus-o și tu, emisiunea trecută, în Polonia nu există așa ceva, sau Ungaria nu are resurse minerale. Acolo vreau să ajung. Noi le găsim pe toate pe raze 200 de kilometri. Vorbeam cu un partener austriac la un moment dat. El, ca să facă o rețetă mai complexă și să caute 2-3 minerale, trebuie să umble în 4 țări. La noi se găsesc toate, deci chiar avem bogății naturale care în acest moment nu sunt exploatate și dacă sunt exploatate, nu sunt exploatate cu... Și statul te ajută pe tine ca firmă acum să zic așa, tu ai o carieră sau ce ai? Sau... Da, păi noi avem în exploatare două zăcăminte, pe aceste procedurile standard care le avem cu instituțiile de resort, dar în schimb am văzut ajutor din partea guvernului în ultima perioadă, chiar am finalizat un proiect pe fonduri europene, l-am încheiat în decembrie. Este pentru prima dată când am făcut un proiect pe fonduri europene și a fost un mare ajutor în direcția în care am făcut investiții în automatizare și retehnologizare, care o să ne ajute să devenim și mai performanți. Și cred că asta este soluția, să ieșim la export, că de fapt în economia asta contează, să facem export, să aducem bani în țară, nu să importăm, să trimitem bani afară. De fapt, matematica e destul de simplă. Logic. Asta, dar trebuie să lucrăm în această direcție, să producem cât mai multe produse în interiorul țării și chiar de ce nu să fim un exportator puternic în zonă, pentru că totuși România, față de Europa Centrală și Europa de Vest, avem niște avantaje competitive. Când vorbim de resursa umană, de resurse efectiv de materii prime, am putea fi foarte competitivi, la fel cum este Polonia la nivel european. Da, și acum tu simți chestia asta, că ești aproape de graniță, infrastructura s-a îmbunătățit și ea la nivel de România acum. Da, categoric. În special, prima dată, ultimii 2-3 ani, 4 ani, încep să crească autostrăzi și spre Moldova. Da, și cred că niciodată nu a fost treaba asta. Și sper să apuc să trăiesc. Tu ești mai tânăr acum, mult mai tânăr, enervant de tânăr. O să apuci să treci peste Carpați pe autostrada Sibiu-Pitești. Da, fac destul de des drumul de București, de cele mai multe ori cu avionul, dar merg și cu mașina și se văd pași concreți. Eu cred că de când este domnul ministru Grindeanu și guvernarea noastră, nu au fost niciodată atâtea proiecte demarate și se lucrează într-un rit foarte alert. În 3 ani, dacă se termină o parte din ele, să știi că o să arate bine țara, ca o harta. Niciodată nu au fost asemenea investiții în infrastructura mare, în autostrăzi și eu cred că dacă o ținem în ritmul ăsta, în 5 ani de zile o să avem o infrastructură serioasă în România, care la rândul ei o să aducă o contribuție majoră la ce discutam adineori, la dezvoltarea mediului economic. Da, pe tine te ajută foarte mult, că e aproape autostrada aici de graniță. Pentru noi da, dar pentru cineva care are fabrică, de exemplu, în zona Moldovei, este un handicap major să nu ai că infrastructură. Tu și încă o firmă mai sunteți în România, nu? Sau câte care fac? Da, trei. Unde sunt celelalte? Una în Cluj și una în Deva. Ah, deci tot pe zona Transilvaniei. Da. Practic mineralul ăsta se forma pe lanțul carpatic. Aici pe zona asta, cum ar veni? Da. Apuseni și zona
Carpaților de... Da, da. Păi cele mai mari zăcăminte sunt pe lanțul carpatic, încep din Ucraina, la noi în Transilvania și merg în Ungaria. Deci cam așa s-au format aceste zăcăminte. Acum nu toate, sunt alte minerale care se găsesc în alte zone. Dar acum nu neapărat de exploatări de minerale vorbim, vorbim și de agricultură și de procesare. Că dacă ajungem la agricultură, noi facem agricultură la nivel mare în România. Dar cred că problema cea mai mare este să că nu ajungem la produse finite. Noi am avut aceeași problemă la noi. Noi făceam exploatarea minieră și vindeam produsul vrac sau materia primă. Profitul nu este acolo, profitul este la produse finite. Corect. Și asta trebuie să înțelegem, că noi trebuie să investim în fabrici, în automatizări, în sisteme de procesare și să facem cât mai proprie produse finite, exact. În special unde avem consum. Exemplu ar fi, nu, că vindem grâu și împrăutăm pâine congelată. Vă dau un exemplu concret. Cei mai mari producători de hrană pentru animale, acum în domeniul la care mă pricep, sunt în Ungaria. Ei fac export, cred că 80% din ce produc ei, fac export la supermarketurile din România, dar materia primă e tot din România. Deci, practic, noi le dăm cerealele, ei le procesează și le aduc înapoi și le vând tot la noi. Pentru că noi nu facem. Sunt și la noi, chiar în satul mare avem câțiva producători mari în domeniu, dar putem face și mai mult. Hrană pentru animale, te referi nu la câini și pisici? Ba da, hrană pentru câini sunt cantități enorme, vorbim de sute de mii de toni anual consumul în România. Și ce se pune în cred că 90% din compoziție sunt cereale. Serios? Da. Mănâncă... Da, eu vorbesc acum, și acolo sunt mai multe categorii de produse. Am văzut că scrie cu pește, vită... Categoriile de prim preț, de obicei, sunt majoritatea cereale. Nebunia să gust mâncare de câini și pisici. Am mai auzit pe unii alții că au mâncat conserve de câini, de mâncare de câini și au pisici. Dar ideea e că acolo trebuie, după asta trebuie să punem accent. Trebuie să să facem produse finite. În România nu să facem materii prime. Da, ne întoarcem la politicianul Adrian Micle. E normal și mă bucur că dacă o să ajungem în Camera Deputaților, uite, eu vocea unui antreprenor, pentru că e importantă și lucrul ăsta. Mai trimitem dascăli, avocați, ziariști, nu știu ce mai trimite, ce am mai trimis din economiști, dar trebuie și o voce acolo și nu doar o voce, că trebuie să fiți mai mulți, o să fiți cu siguranță mai mulți antreprenori care să vă susțină. Și cum spuneai tu, clasa de mijloc, asta e importantă. Nu știu, am primit un meme la un moment dat că ce înseamnă clasa de mijloc. Și cei care pot să-și scoată credite încă de la bancă, știi? Da. Pe termen lung, că mai pot să scoată. Da, eu cred că e important, nu neapărat din domeniul antreprenoriatului, dar din toate domeniile să fie în Parlament și în politica centrală, în politica județeană, să fie oameni cu experiență care, când se face o lege, să fi fost de partea cealaltă a legii, că altfel o percepi, altfel și când faci o mărire a salariului minim pe economie. Dacă ești un antreprenor, o vezi într-un fel, dacă ai fost angajator beneficiar de salariul minim pe economie, o vezi într-un fel, e bine să fie oameni de toate părțile. Atunci se creează un echilibru și cred că se iau decizii într-o direcție bună. Da, cu 8 ani de experiență în Consiliul Local, cum vezi anul 2025, așa, dacă tot... Crezi că vor exista localități care vor crește taxele ca să supraviețuiască? Nu. Taxele locale, la impozite. Eu nu mă aștept. Acum, în ultimii 4 ani n-am mai fost implicat în Consiliul Local. Am fost până în 2020 și chiar eram președintele Comisiei de Buget, Finanțe și Administrare și Prognoze Socioeconomice, are un nume complex, Comisia. Și eram foarte implicat în nevoile bugetare, în execuție și ce alte etape sunt în fiecare an. Dar eu, după cum am zis și la începutul emisiunii, chiar cred că România tranzitează cea mai bună perioadă din istoria post-decembristă, din punct de vedere economic. Da, sunt presiuni și bugetare, pentru că odată cu inflația trebuie să mărești salariile, dar mărești salariile, impactul bugetar. Da, plus că sunt multe proiecte europene la care trebuie să ai cofinanțare, să plătești, partea. Da. Deci... În administrația locală, cred că asta este rețeta succesului. Orice ban public se cheltuie să fie folosit ca și cofinanțare la un proiect pe fonduri europene. Aici se vede și o să se vadă diferența între primăriile performante și primăriile care doar gestionează și merg mai departe. Cei care accesează fonduri europene o să... Că acum că vorbim de fonduri europene, fonduri guvernamentale, orice fel de proiect, primăria trebuie să participe și să folosească bani în așa fel încât să construiască un buget mai mare. Adică să folosească ca și cofinanțare. Spuneam că ne întoarcem la politicianul Adrian Micle, candidatul la Camera Deputaților. La un moment dat știu că îți doreai la Senat. Acum, să știi că șansele, dacă stai să te uiți așa la
algoritmi sunt la fel de mari și pentru primul loc la Senat ca și pentru locul lor la deputați la voi la PSD. Dacă... Mai ales acum am văzut că arată categoric listele. În... Nu dau nume încă de candidați și de liste de la celelalte partide din satul mare, dar la cum arată acum dacă harta... Dacă ne uităm în istorie, așa este. Noi eram Partidul Social Democrat satul mare, ori a avut un deputat, ori a avut trei. Deci cam asta e... Nu, un parlamentar sau trei. Da, un parlamentar un, sau doi deputați, da, și un senator. Exact, parlamentar. Și... inițial mă gândeam la Senat, dar și ca și discuție, noi am încercat să formăm o echipă. Și o echipă care să fie bazată și pe experiență și pe priceperile fiecăruia. Și eu cred că la Camera Deputaților pot să-mi aduc și mai și o mai mare contribuție. Pentru că legile specifice pentru Camerele Deputaților sunt cele care aș zice că mă pricep mai sau aș avea o expertiză mai bună. Senatul având competențe pe chestii mai, cum sunt apărarea, cum sunt chestii mai mari. Tehnice, da. Zice eu așa, că să folosesc un termen. Camera Deputaților sunt este for decizional și camera unde se discută proiectele mai importante și aplicate și în viața economie, de zi cu zi. Și pe, da, până la, da, interesantă toată povestea asta. De ce să te voteze sau listele voastre? De ce să... În primul rând, pentru de ce să iasă la vot? I-aș îndemna pe toți sădmărenii să voteze, în special pentru echipa care am format-o, pentru experiența care o au, o au candidații pe listă și pentru experiența care, tot revin la cuvântul experiență, dar asta este de fapt cheia pentru, pentru fiecare candidat. Că vorbim de experiență administrativă, că vorbim de experiență în privat, fiecare parlamentar cred că trebuie să-și aducă contribuția profesională la, la această funcție. Și în plus față de asta, colegii mei și echipa noastră considerăm că este, o să fie foarte combativă și foarte activă în rezolvarea problemelor în municipiul și județul Satu Mare. Puțin mai e și începe campania pentru prezidențiale, mai începe ceva mai repede, nu? Cu 45 de zile sau când? Da, păi, cu la 7 zile diferențe sunt. O să fie turul 1 prezidențiale, o să fie parlamentarele, după care turul 2 prezidențiale. Da. Da. Începeți, ați pus bannerele prin județ, ce ați făcut? Am început, după cum e și ordinea la alegeri, am început cu campania pentru prezidențiale, pre-campanie, de fapt în pre-campanie se folosesc bannere și panotaje și afișaje mare. Urmează să fie și pentru parlamentare, pentru a vedea toți oamenii din județul Satu Mare, pentru a vedea care sunt candidații, care este oferta noastră electorală, după care o să venim cu programul de guvernare, o să venim cu ideile noastre pentru ideile noastre de candidatură. Și eu cred că o să reușim să-i convingem pe sădmăreni că suntem, cum este discursul național, cum este sloganul național de campanie, calea sigură pentru a merge mai departe și pentru România. Da, da, o veste nu e 100%, dar 25 octombrie, ca de obicei, e o zi importantă pentru istoria României, ziua Armatei Române și ziua în care ultima brazdă de pământ românesc, mai prins la Carei, a fost eliberată de sub dominația fascistă. Așa, un eveniment important la nivel național. Va fi un eveniment important la Carei, din câte se pare, vom avea reprezentanți de la guvern și chiar de prim-ministru Marcel Ciolacu s-ar putea să vină la Satu Mare, ministrul apărării. E normal, sunt 80 de ani până la urmă pe care trebuie să-i marcăm și un moment de istorie. Și noi, nu numai noi, dar oficial probabil o să aflați și o să aflăm săptămâna viitoare, că atunci se va ști probabil când... Da, păi, din câte știu, în acest moment nu este format programul, nu este nimic. Nu, încă nu e nimic. Dar eu cred că nu numai pe noi socialdemocrații, ci pe toți cetățenii în județul Satu Mare ne-ar onora o vizită a domnului prim-ministru și viitor președinte al României. Da. Prima rundă de alegeri, să spunem așa, încercare va fi pe 24 noiembrie, turul întâi la prezidențiale. Cum, Marcel Ciolacu, cum ți se pare? Nu e puțin așa, oarecum, prea liniștitor pentru voi, că toată lumea vorbește că Marcel Ciolacu e deja în turul 2? Nu văd... Pe acum cred că acest lucru se datorează, liniștitor nu este... Demotivează sau... Liniștitor nu este niciodată și nu trebuie să ne culcăm pe ureche ca și strategie, dar eu cred că acest lucru se datorează faptului că este un om onest, un om integru și
cum am spus, este un om care unește, nu dezbină. Și cred că asta are nevoie România în acest moment și asta se reflectă în majoritatea sondajelor. Că de fapt sondajele sunt cele care ne dau informația asta că domnul președinte Pancea Ciolacu va fi în, sigur în turul 2. Dar încă o dată, la fel ca și la nivel județean și la nivel național, trebuie oamenii să voteze. Dar în schimb, cred cu tărie că el o să fie opțiunea cea mai populară, pentru că în acest moment, după cum o văd eu, poate sunt și puțin subiectiv, dar este singura variantă bună pentru a merge înainte și pentru România. Da. Câți ar trebui să iasă la vot? Au fost cât? La județul 140.000, nu? Da. Alegerile locale în satul mare. În jurul 140.000. O să iasă tot atât de mulți, crezi? Ca și prezență, având în vedere că sunt trei weekenduri consecutive în care... În care se votează, decembrie. Eu cred că o să fie un ciclu ascendent de la un tur la altul și eu cred că o să fie o prezență mai mare ca și în turele trecute, atât la parlamentare cât și la prezidențiale. Deci asta ar fi, dacă stai ca să închizi un deputat, de la 140 împărțit la 5? Procentual vorbind, trebuie 20% pentru un mandat de deputat. Da, undeva cam acolo. Da, bun, calculele o să le facem, că ne mai întâlnim și în campania electorală. N-am mai puizat toate întrebările, pentru că o să ne mai întâlnim cu siguranță. Numai mâine, nu-i pot mine și începe campania electorală. Adi, mulțumesc mult! Nu te-am mai întrebat de seniorii voștri, pentru că ai fost la toate sărbările și la toate evenimentele pe care ei le-au organizat. Să dea Domnul să ajungem și noi să ne bucurăm de categoric. Și de la fiecare dintre ei, cu asta am început discursul, că ei sunt sufletul organizației și așa și este. Noi trebuie să ne bazăm pe experiența lor și să învățăm din tot ce au să ne ofere. Da, și cu siguranță că ei sunt cei care o să tragă de cei tineri să iasă la vot. Parcă văd că așa categoric se va întâmpla. Că tot timpul aud de asta cu tineretul, ca și cum ar fi un avantaj, aș completa în a spune că tineretul e o stare tranzitorie, cred că Margaret Thatcher a spus asta, e o stare tranzitorie dacă nu e completată de un caracter puternic și de realizări. Corect, așa este. Mulțumesc mult, Adi. Am fost la început de săptămână cu noutăți din politică și mai mult de la PSD Satu Mare. O să avem parte de o prezentare a tuturor candidaților, nu doar cei de la socialdemocrați, în campania electorală. O să avem aici invitați ca să știți cu cine votați și mai ales să-i cunoașteți bine pe sătmărânii care sunt pe listă pentru parlamentare. Mâine deschidem oficial stagiunea și la teatru și la filarmonică. O să vedeți un interviu și cu directorul artistic al secției române a Teatrului de Nord, Ovidiu Caița. Păstrăm tradiția, așa cum i-am promis, la fiecare moment important din viața secției române a Teatrului de Nord încercăm să avem o discuție cu Ovidiu Caița, regizorul Ovidiu Caița. Și de asemenea vom merge și la filarmonică, pentru că și acolo stagiunea s-a deschis în forță, iar joi avem un concert inedit, un concert extraordinar cu una dintre cele mai mari voci ale jazzului român și nu numai, dar mai multe o să vedeți mâine seară. Mulțumesc mult, Adi! Mulțumesc pentru invitație! Seară frumoasă tuturor, rămâneți cu Nord Vest TV!